Agitație și multe emoții de dimineață la școala numărul 7. Elevi costumați în veșminte populare, dar și în uniformele școlii, alături de dascălilor, au primit o delegație de profesori și elevi din Irlanda, Portugalia, Lituania, Cehia și Turcia. Este al patrulea proiect european din cadrul programului Comenius, pe care școala 7 îl derulează, iar România, ca țară coordonatoare, s-a pregătit așa cum trebuie. Oaspeții străini au fost întâmpinați românește, cu ștergare din borangic, pâine și sare, dar și cu acorduri ale rapsodiei române. Stimați oaspeți, fiți bineveniți în școala noastră, care i-am deschis astăzi la porțile prieteniei și sperăm ca timp de 2 ani să stabilim între noi relații dintre cele mai frumoase de prietenie, de colaborare. Cei 22 de dascăl și 15 elevi din țările partenere au avut parte și de surprize din partea micilor elevi, programe artistice și cadouri. Nici elevii clasei pregătitoare nu s-au lăsat mai prejos, deși au doar 6 ani, micuții elevi costumați în haine populare au oferit un recital care nu putea fi răsplătit altfel decât cu multe aplauze. Și pentru că este vorba de un program european, elevii giurgiuveni știu să cânte în mai multe limbi străine, de pildă în franceză. Proiectul derulat de școala 7 este intitulat Tradition Under European Sky, așa că timp de o săptămână, dascălii și elevii implicați în proiect vor participa la activități menite să scoată în evidență obiceiurile și tradițiile românești. Toate activitățile pe care le-am gândit în acest proiect au menirea să promoveze valorile culturale și spirituale ale poporului nostru și prin activitățile pe care le vom desfășura sperăm să contribuim la îmbunătățirea imaginii în lume. Din programul gândit pentru manifestările din cadrul proiectului nu vor lipsi sesiunile de lucru, atelierele de muzică, spectacolele și seara de gătit, unde participanții vor găti produse tradiționale din țările din care provin. Programul este foarte frumos și foarte încărcat. Vrem să le prezentăm o parte din frumusețea țării noastre, pentru că avem o țară frumoasă cu oameni minunați pe care trebuie să o punem în valoare și să o așezăm acolo unde este locul, în rândul țărilor civilizate. Proiectul mai cuprinde și excursii la Castelul Bran și la București, urmând ca sâmbătă oaspeții străini să încheie vizita la Giurgiu.